Bună ziua, dragi prieteni ai emisiunii noastre! Astăzi îl vom aduce în fața dumneavoastră pe regizorul de vian Adrian Sitaru. A cutreierat lumea în lung și în lat, a participat la festivaluri de film naționale și internaționale și a adus multe premii, iar acum vine în fața dumneavoastră ca să vorbească despre toate acestea. Regizorul de vian Adrian Sitaru a venit în cursul lunii martie la Deva ca să-și lanseze ultimul film, Domestic. Cu această ocazie ne-a povestit și nouă mai multe despre acesta. Este un film bazat mult pe niște povestiri scurte care am început să le scriu în 2007. Sunt câteva autobiografice, povești ale mele din copilărie cu animale domestice și nu numai. Sunt și câteva și ceva ficțiune acolo. Realizând eu că e o temă comună, am început să lucrez pentru structura unui lung metraj, pentru că ele erau scurte, trebuiau îmbinate. E mult despre comportament uman și dar bazat pe aceste tip de povești pe care cred că fiecare dintre noi le avem, cu un animăluț, un peștișor, o albină, ceva, tot a fost în viața noastră care ne-a afectat. Cred că e o comedie destul de amuzantă, cu părțile destul și emoționale. Ce actori avem în film? Păi avem pe Adrian Titieni, actorul care e prezent aproape în toate filmele mele, Gigi Frim, Gheorghe Frim, Ioana Flora, Clara Vodă, mai avem doi copii, Dănuț Hurduc și Ariadna Titieni, fetița lui Adrian Titieni. Și mai sunt actori, Tania Filip, Marian Râlea, Natasha Rab, actori cu rol secundar. Filmul Domestic prezintă povestea unor oameni obișnuiți care trăiesc alături de animalele lor preferate. Un iepure, o găină, o pisică, un câine și un porumbel trec prin viața personajelor principale, influențându-le evoluția. Animalele mai mult ajung accidental în viețile lor, de fapt se întâmplă și în realitate interacționează și, deși cred eu că pare că deține în control asupra lucrurilor și asupra animalelor, ele ne controlează și ne afectează viața, dacă nu conștient, cu siguranță inconștient, mai mult decât credem noi. Filmările când au început? Filmările au început, s-au terminat, cred că la sfârșitul, da, 2011. În 2012 încă am lucrat pe partea de postproducție, sunet și așa mai departe. Și iată, acum îl lansez și sunt bucuros să vin în județul Hunedoara și în orașul meu natal, Deva. Filmul Domestic a avut premiera la Deva în data de 15 martie. Acesta a putut fi vizionat cu casa închisă în sala Teatrului de Artă din Deva. Sute de deveni au venit aici ca să vadă ultimul film al regizorului Adrian Sitaru. Filmul a fost proiectat apoi și în alte câteva cinematografe din țară. Din păcate, una dintre problemele cu care se confruntă lumea filmului din România este numărul mic de cinematografe moderne în care pot rula filmele în format digital. De unde e pasiunea asta pentru filme? Păi, cred că ne naștem cumva cu ea. Adică am fost un mare admirator al filmului, sau mă rog, pasionat, pentru că mi-am duc aminte că era un animalele pedepse, să spun, de la părinți, când nu știu, luam note proaste sau eram rău, erau două, să nu mă lase afară să mă joc cu
copiii de la scară și a doua era să nu mă lase la televizor. Și la televizor erau filme, mare majoritatea am prins pe vremea lui Ceaușescu, adică ce era atunci, dar nu conta, filmul era deja un drog. Cu adevărat, filmul l-am descoperit la Timișoara, la Cinematecă, unde am văzut prima dată Fellini, Tarkovski, Berman și am înțeles că e altceva sau, mă rog, m-a lovit așa mai puternic. Pentru că înainte mai mult mă pasiona muzica, am cântat aici la liceu, tot felul de trupe, visam eu să cânt mai degrabă decât să fac film, dar s-a întâmplat să dau de filme. Primul film sau prima încercare de film, care a fost și cam pe când se întâmpla asta? Cred că prin 97, când am făcut Politehnică, automatizare și calculatoare la Timișoara, acolo am descoperit, cum am zis, Cinemateca și filme, un anumit gen de filme. Mi-am dorit foarte mult să intru, să dau la film, am dat la unei ATC, sau cum se chema atunci, ATF, habar n-am. Am căzut cu brio de 3 ore, adică din prima probă. O istorie care s-a întâmplat și cu alții, Radu Jude, de exemplu, care am și fost ulterior coleg la Universitatea Media. Așa am venit în Deva, am lucrat, am ajuns la ProTV Deva, un fel de tehnic, și atunci ai mei mi-au cumpărat o cameră, normal, la insistențele mele, și am început, am filmat pe ei cu prieteni, făceam niște filmulețe așa de câteva minute, le-am montat la ProTV, în studio acolo noaptea, că nu se întâmpla nimic, și cu astea au fost primele producții, deci prin 97, cred că părinții mei filmați. Primul film premiat care a fost? Primul film premiat a venit destul de târziu, în 2007 a fost premiat la Locarno, Valuri, care a fost un film făcut cu adevărat, adică cu buget, cu echipă. Da, a fost primul mare premiu și care mi-a schimbat cumva, mi-a și întărit respectul de sine, așa ca regizor, și am zis că trebuie să continui pe drumul ăsta. Și de atunci până acum? De atunci am făcut, da, 3 lungmetraje și 4 scurtmetraje, astea care au și fost proiectate. Și am avut norocul să iasă toate cât de cât bine, adică să fie premiate și să am o constanță, așa că uneori mai mult decât premiile contează constanța în ochii celorlalți. Și cam asta. Am mai făcut televiziune destul de mult între timp și la MediaPro și la HBO. Vrei să te axezi pe lungmetraje pe viitor sau nu neapărat? Niciodată nu m-am axat pe ceva anume, adică știu că m-ai primit întrebarea asta, dacă pentru unii pare ciudat după ce faci lungmetraj să faci din nou scurtmetraj, ca și când ar fi niște etape. Pentru mine e doar un tip de poveste, așa cum în literatură există povestiri scurte, nuvele, romane, e o unitate de timp în care poți să spui o poveste. Într-adevăr, lungmetraje a devenit așa cel mai industrial, dar scurtmetrajul sau publicitatea care se face în 30 sau de secunde sau un minut, de fapt se spun povești și nu e ușor să faci publicitate de calitate, să dau premii, există și festivaluri. Sau sunt și filme de 10 ore, pur și simplu, nu vorbesc de seriale, dar sunt mai rarități, să zic. Deci nu am nimic împotrivă să fac și scurtmetraj. Dacă îmi place povestea, aș vrea să o pun în film și atunci... Povestea asta, ideea, de unde vine? De obicei. Eu de multe ori și în ultimul timp autobiografice poveștile, uneori le-am imaginat eu punându-mă în situații limită, să spun, gândindu-mă, de exemplu, la pescuit sportiv, e totul inventat acolo. Știu de unde vin, probabil și din oamenii și situațiile pe care le trăiesc și încep să imaginez cum s-ar termina o poveste genul ăsta. Publicul românesc apreciază, românii, de fapt, apreciază filmele românești sau... Nu prea cred că le apreciază, e foarte greu. Pe de altă parte, nu aș da vina foarte mult de ce nu merg la cinema, pentru că nu sunt cinemauri. E greu de făcut o statistică cât, de fapt, se uită și la film românesc, din cauza că, culmea, singurul
post care promovează serios și constant filmul românesc este HBO, un canal american, și iau constant filmele românești și nu doar lungmetraje, ci scurtmetraje, și interesant, dar ei nu fac statistici pentru că nu interesează ca la alte posturi comerciale cine se uită la ce și ce emisiune are rating. Ei au, merg pe bază de abonament și n-au acest instrument de măsură. Și nu-mi dau seama. Eu cred că se uită destul de mulți români la film, dar e greu de chiar cred că trebuie o statistică serioasă, cât se uită și cât le plac. Dar există un feedback din ăsta prost datorită unor filme foarte bune, care probabil oamenii se așteaptă, nefiind de fapt educați încă din școală ce înseamnă film comercial, ce înseamnă film de Cannes și așa mai departe, că dacă iei premiul Palme d'Or trebuie să te distrezi sau nu știu ce te aștepți, să fie un film nemaipomenit la care... Este acest gen de film de festival care cred că încă nu știm, sau marea majoritate nu știu cum să-l încurgiteze, și atunci consideră aia altă prostie românească cu despre Ceaușescu sau avorturi. Dar nu-i despre, de obicei în filme, subiectele, în filmele bune sunt mai adânci, chiar dacă pare că e despre ceva. Dar, na, ca și în muzică, ca în orice artă, trebuie să înveți puțin să te uiți dincolo de aparențe sau de... Acum că ai fost la multe festivaluri de film de pe dincolo și ai câștigat multe premii, cam ce cer, ce văd interesant criticii de film? Ce vor să găsească într-un film, ce apreciază? Care sunt criteriile lor de selecție? Păi, eu cred că sunt două, adică povestea în primul rând și cât de adâncă e și... filozofic, exact ca și în literatură, deci un layer din ăsta, un strat al poveștii și unul al cinemaului, ce tip de cinema practic, și dacă vii cu ceva, nu neapărat inovator, dar cu ceva nou, să prezinți ca cinema. Sunt două componente, dacă sunt bine armonizate și făcute bine, n-ai nicio șansă să nu scapi festivale, poate și premii, bineînțeles. Dar cred că povestea e cea mai importantă și mai mult există teama asta la festivale de a evita, de fapt, teama de comedii, pentru că comedia e tratat ca un gen ușor, aproape de public, iar da, noi festivalurile vrem chestii grele și drame, și poate și de aceea regizorii români și filmele românești, știind că nu e o piață în România, toți le facem cumva gândindu-le la festivaluri și sunt mai serioase și dramatice în loc să fie mai apropiate de public. Am încercat cu Domestic să le împac pe ambele, nu e ușor, e o ecuație grea să ai și public și festivaluri, dar țelul meu principal acum a fost să fie mai prietenos, amuzant filmul, fără să mă duc în umor de sitcom românesc. Care e cel mai de succes film, cel mai premiat? Cel făcut mai de tine. Premiat, făcut de mine. Cred că la scurtmetraje stau bine, cumva și cu Valuri și cu Colivie, ambele au cam același număr de premii, peste 25, cred că. Și acum depinde, mi se pare că Olivia a luat premii mai importante, așa, festivaluri, Valuri, a luat multe premii, dar multe zic și mențiuni. În schimb, Olivia a bubuit câteva festivaluri foarte importante și mari. De exemplu, la Olivia sunt multe festivaluri din lume, sau de fapt nu sunt chiar de multe, dar care dacă câștigi, intri direct într-o listă lungă pentru Oscar. Și Olivia a luat, cred că vreo... poate mint, să exagerez, 10, 7, vreo 7 festivale de genul ăsta a câștigat, în care era nominalizat. Bineînțeles că asta nu garantează nimic și ca dovadă și n-a ajuns nici pe lista scurtă, dar... Mai e mult până la Oscar pentru tine. Nu știi niciodată. E americanii și, în general, partea aia văd altfel filmele și cred că din start trebuie să îl țintești cumva. Să faci film pe... ca la podul lor. Filmul care ți-e cel mai aproape de suflet?
Păi e greu de spus, dar na, întotdeauna e subiectiv, dar până la urmă o să spun că e Valuri, tocmai pentru că a fost primul mare premiu, a fost un film foarte, foarte greu născut, aproape era să fie avortat, dar s-a întâmplat să-l duc la capăt și a fost mai mult decât... Încă mai merge în unele evenimente, e cerut, încă oameni, de exemplu, un proiect din, posibil din Anglia, se datorează, m-a contactat un producător, nu că a văzut lungmetraj sau așa, a văzut Valuri și a plăcut genul de umor și ce a văzut acolo îi trebuia pentru filmul lui. Deci încă mi-aduce cumva beneficii și după 5 ani și e drăguț, e ca un copil așa care nu te desparți în timp, de fapt. Ceva amintiri haioase, întâmplări haioase de la filmări, ceva ce ți-a rămas în minte? Păi, da, neapărat mi-a rămas haioase, că haioase sunt multe. Mi-a rămas la domestic, da, fiind cu animale, doream o scenă care era destul emoționantă, în care plângea un cuplu pe acolo. Se urce o pisică, se învârte în jurul unei fotografii pe un pian. Dar nu prea avea, am pus-o din toate direcțiile, n-ai cum să o controlez și nici să o dirigez, scenele fiind cumva dintr-un singur cadru, nu puteam nici din montaj să păcălesc. Ori se urca, ori nu se urca. Și am tras vreo 30 ceva de duble, nu neapărat din cauza pisicii, am doream eu așa ca detaliu, era drăguț, pentru că era vorba de o fotografie a fetiței lor, care s-a întâmplat ceva cu ea, în fine, nu dau detalii acum. Și am tras, în fine a ieșit perfect scena, ne-am uitat la monitor, am chemat pe actori, Titieni juca în ea, da, super, zice, da, bă, hai să mai tragem o scenă, bine, o dublă. Și am mai tras și în asta, pisica aia a făcut tot ce mi-am imaginat, s-a urcat pe pian, nu? S-a învârtit în jurul fotografiei, a coborât, s-a mie una pe lângă ei. Nu, nici măcar nu era amuzant, că mai degrabă mi s-a făcut pielea de găină așa și cu stăteam cu nu mai știu cine lângă mine, ne uitam, ne venea să credem, wow. După aia ne rugam să nu se strice ceva, să nu se oprească camera, să pierdem, că și asta și apare în film. Și asta e. Cu animale trebuie să ai noroc, cumva, să se întâmple. A fost greu de filmat la domestic? Nu, aș minți să zic, pentru că am fost norocos. Am și filmat cu Olivia și încă un scurtmetraj lor cu animale și mi-a fost bun ca antrenament de lucru. Dar de obicei trebuie să ai noroc și am avut noroc. O să fie animale extrem de drăguțe, inteligente și înțelegătoare. Următorul proiect? Nu prea am un proiect concret, am tot felul de idei, plus acest proiect de care am spus puțin din Marea Britanie, care e încă în fază de scenariu, adaptare după o carte britanică, de comedie neagră. Nu știu dacă se întâmplă și doresc să se întâmple, dacă nu se întâmplă, nu-mi pare rău, merg mai departe. Cine este Adrian Sitaru în viața de zi cu zi când nu face filme? Ce face Adrian Sitaru? Destul de leneș altfel. Prefer să citesc, să mă uit la filme. Mai cânt încă la... Mai am o chitară la care mai cânt din când în când. Și... un om obișnuit. Părinții lui Adrian Sitaru sunt cât se poate de mândri de performanțele fiului lor. A început să filmeze primele pelicule de scurtmetraj, avându-ne pe noi, pe mine și pe soția, ca actori principali. Filmulețe care au ajuns și la festivale internaționale, dar nu datorită nouă, bineînțeles. Acum, după atâția ani de când a mers, de când merge deja pe drumul ăsta, cum vi se pare activitatea lui? Bineînțeles că sunt fericit și încântat de rezultate, cu toate că la început m-am îndoit foarte mult. Am știut că la noi în țară, în România, artiștii de regulă nu prea sunt încurajați, nu prea sunt plătiți. Acesta a fost și motivul pentru care am insistat să meargă pe meseria lui, automatizări, calculatoare, am fost obsedat de meseria aceasta. Așa, acum îmi dau seama că a făcut bine că a mers pe ceea ce i-a plăcut și că s-a realizat într-un fel, e cunoscut în toată lumea, a și circulat, cred că în toate țările, numai în Japonia n-a fost, în America, în Coreea de Sud de 2 ori, în India, în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, peste tot. A beneficiat de 2 burse, o bursă de 6 luni la Paris, cu ocazia asta am fost și noi de 3 ori la Paris, a
având un pic de ajutor din partea lui. Avea avut o bursă de 5 luni la Amsterdam. Deci eu zic că a fost benefică pentru această facultate și într-adevăr l-a lansat. Și încă o dată vreau să insist, mă bucur foarte mult pentru faptul că scrie el scenariile. Una din cele mai mari bucurii pe care am avut-o a constat în faptul că acum vreo 3 sau 4 ani în Spania a luat premiul pentru cel mai bun scenariu. Pentru regie a luat o mulțime de premii, dar un inginer să facă un scenariu care să fie apreciat cu premiul cel mai mare, mi se pare ceva deosebit. Sunt mulți specialiști filologi care n-au scris o piesă de teatru, ci un inginer, deci cred că are talent și în domeniul acesta. În copilărie a cochetat vreun pic cu partea asta artistică? Cu partea artistică cam puțin, sau poate că nu ne-am dat noi seama având altă specialitate. Pe vremea pioneriei mai scria el ceva povestioare, nuvele. Știu că a participat în Iugoslavia la un astfel de concurs pe linie de pioneri și a luat un premiu, dar noi nu i-am acordat prea mare atenție. Mai scria poezioare, noi mai și râdeam de poeziile lui mai stângace. Deci pur și simplu el s-a dezvoltat prin puteri proprii, deci în domeniul acesta noi nu l-am ajutat deloc. Am și constatat că la un moment dat, prin liceu, începea să citească istoria religiilor, istoria culturii, deci ceva ce noi n-am citit, sincer să fiu. Noi cu disciplinele noastre, cu fizică, chimie, electronică, ce ne interesează, el avea totuși inclinații spre acest domeniu. Filmul preferat făcut de el, care este? Mi-a plăcut, scurtmetrajele mi-au plăcut toate. Toate au ceva distinct, ceva deosebit, nu seamănă unul cu altul. Toate, chiar unele haioase cu poante, râde lumea. Când am fost aici la Deva, când s-au proiectat la Casa de Cultură scurtmetrajele, care am constatat că râdea cu hohote lumea la replicile din filme. Iar dintre lungmetraje mi-a plăcut foarte mult Pescuitul sportiv, deci primul lui lungmetraj și ultimul, Domestic. Astea două mi-au plăcut cel mai mult. Familia Sitaru este mare iubitoare de animale, mai ales că și ei au două pisici pe care le îngrijesc cu mare drag. Când eram copil, stăteam la casă și am avut toate tipurile de animale, începând cu iepuri, porumbei, pisici, câini, de toate. Și sunt foarte atașat de animale. Deci Domestic a fost chiar pe sufletul dumneavoastră. Da, 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 exact. Pe tematica filmului este luată chiar din unele pățănii ale lui Adrian din copilărie cu animale, cu găina. Chiar așa s-a întâmplat, am cumpărat o găină sau am primit, nu știu ce s-a întâmplat, o găină vie. Nici eu, nici soția n-am tăiat în viața noastră. A zis, n-o tăiem și zic, măi Adi, era prin clasa 6-a, 7-a, cred că. Uite, îți dăm 100 de lei, taie tu găina. Și exact ca în film, s-a dus în baie cu cuțitul, s-a întors. Deci asta a fost chiar după un episod 3 de el. Iar cu porumbei, pe la Presaca, la soția la țară, avea porumbei acolo și tot așa bunicii au mai tăiat din pui, le-a părut rău. Deci s-a inspirat din eveniment, din chestiuni reale, chiar reale. Și găina a tăiat-o până la urmă sau nu? Nu. Nu, în film apare că fetița a tăiat găina, n-a tăiat-o. De nu ai atâta curaj să te duci să tăi găina? Dar nu am curaj și să fac. Asta e, nu poți să tai găina, poftim. Nu mi se pare normal. Nu ți se pare normal. Dar de ce ai adus-o? Trebuie să... Mama, te-ai tăiat, nu? Mama, am tăiat găina. Am tăiat găina, m-ați spus să tăi găina, nu te-ai tăiat. Doamne Dumnezeule, Nicola, tăia copilul găina. Aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii Nota 10. Ne revedem însă săptămâna viitoare. Vă doresc un weekend plăcut și toate cele bune! What?